următoarea poartă, unde te zdruncine din nou, se numește poarta către măiestrie, această poartă, adică prin această arcană cu toții vom trece, dacă am depășit celelalte momente, unde este reprezentat casta Domnului sau turnului, mai spune. Și este vorba tot de trupul uman sau de conștiința umană, unde vine tot așa cumva din exteriorul nostru sau nemanevrat de noi sau nu ține de noi o iluminare sau o idee în care se poate iarăși druncina toate conceptele pe care noi le-am avut. Vezi de câte ori codruța se strică ceva din noi. Odată ce ai construit, va trebui din nou dărâmat ca să ridici ceva nou și tot mai nou și tot mai nou. Și asta este ultima arcană care iarăși druncină din temelie. Aici este și o coroană, înseamnă omul care se simte deja cu coroana pe cap. Cumva va trebui să elimine cele două personaje, anima și animus din el, să aducă sau să venereze tărâmul sau realitatea în care stă și înseamnă întoarcerea la realitate. Și aceste ofrande care le vedem aici, în casa Domnului, ori mulțumim la Dumnezeu pentru că ne-a dat această revelație, fiind arcana revelației, ca să ajungem la următoarea puritate de la stea, vulnerabilitate, după aia la această inspirație de la lună, că asta înseamnă către măiestrie, să fii și inspirat. Aici nu mai sunt oameni, sunt doar doi câini, care reprezintă tot instinctele noastre primare. Unul s-a spiritualizat, pentru că este deja albastru, și celălalt încă latră la lună, adică el încă o caută pe mama primordială sau se întreabă omul, cine sunt eu? Ce caut pe lumea asta? Am ajuns cumva să plutesc deasupra tuturor, mă uit așa în jur și îmi dau seama că n-am cu cine să discut ceea ce eu am trăit. Și apoi următoarea arcană se numește judecata. Și atunci aici putem vedea omul care a ajuns în stadiul acela în care își schimbă mentalitatea. O lume nu se poate schimba într-o lume nouă decât când își schimbă mentalitatea. Cu o mentalitate de, spre exemplu, ce este astea, ce e chestia asta, ce prostii că sunt, nu știu, altele, exemplu, ce trebuie noi să curățăm în fața casei noastre zăpada, să facă nu știu ce, ce trebuie să facem noi, noi ce să facem noi, așa, cu o mentalitate de aia rigidă, nimic niciodată nu o să se schimbe, nimic. Nu trebuie nici să acceptăm niște lucruri care vin către noi, poate nici chiar asta nu trebuie să o acceptăm, dar nici să o renegăm. Și înseamnă omul care stă cumva smerit în fața unei noi conștiințe sau unei noi revelații, pentru că este de aici, din mormânt, un nou om care este albastru, care înseamnă că s-a născut un nou copil sau un nou om născut. Poate să fie, facă referire și cu secolul 20, pentru că se pot face asocieri și cu secole și cu ani, și ajungem în secolul 21, care înseamnă lumea, cum se poate naște o lume nouă și se numește poarta către înțelepciune, această poartă, este ultima, în care se naște această lume, ea este notată cu numărul 21, putem asocia cu secolul 21, dacă vrem, unde apare această femeie înconjurată de o mandrolă sau de o, cum îi spune, de o, ca și o, cum ar fi un... o coroană, să zicem, împletită, foarte frumos, protejată și foarte simetrică această carte, reprezentată de cele patru elemente sau cele patru evanghelii, poate fi asociată, unde omul este desăvârșit și evident că va intra din nou pe această poartă numită nebunul și din nou le ia de la capăt, poate într-o altă lume.